găsit, stimate doamne, bun găsit, stimați domni, la o nouă emisiune Fiți Oameni. Vasile Tofan vă salută cu mult respect și vă dorește din suflet nimic altceva decât binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că este cel mai de preț, cea mai de preț uh, salutare sau uh, cea mai de preț urare uh, pe care oamenii, oamenii și-o pot face este Dumnezeu să te binecuvinteze. Și mă bucur din tot sufletul să spun fiecăruia dintre dumneavoastră în seara aceasta și desigur celor care o să urmăriți emisiunea în reluare sau pe internet, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur tare mult de uh, unele mesaje pe care le, le primesc, și m-am bucur, bucurat tare mult de un telefon al unei distinse uh, Doamne, deși are 75 de ani, dacă am înțeles eu bine o femeie deosebită mi s-a părut în vorbire, n-am apucat să o cunosc, mama Anica, dacă am pronunțat eu bine numele, sau Aneta, dar cred că Anica, m-a sunat foarte încântată că urmărește emisiunea, nu știa că este în fiecare joi seara, sper ca de acum stimata noastră doamnă de la Brăila să urmărească în fiecare seară în fiecare joi seară emisiunea Fiți Oameni poate într-o seară de joi dacă nu se va putea uita emisiunea este în reloare și vineri și sâmbătă și duminică și luni cred că și marți dacă nu greșesc dragii mei haideți să ne liniștim sufletul ascultând din nou cuvintele lui Dumnezeu Emisiunea trecută am reușit să citim, să continuăm citirea din Evanghelia după Ioan și mi-am notat eu aici, am ajuns până la capitolul 17. În seara aceasta, dacă Bunul Dumnezeu ne ajută, vreau să citesc capitolul 18, poate voi reuși să citesc și capitolul 20 și... Dragii mei, vă îndemn pe toți cei care urmăriți emisiunea Fiți Oameni să începeți să vă uitați în Sfânta Scriptură. Este cartea cărților, este cartea prin care Dumnezeu ne vorbește. Este cartea ale cărei cuvinte uh, aduce o mare pace sufletului omenesc, aduce uh, binecuvântare în viața omului și uh, îmi doresc atât de mult ca toți cei care Vă numiți creștini, toți cei care declarați, cel puțin la nivelul verbal, la nivel de gură, declarați că îl iubiți pe Isus Hristos, că îl iubiți pe Dumnezeu. Dragii mei, apropiați-vă de cartea aceasta și uh, citiți-o. Cu ceva timp în urmă, nu mai știu exact, poate anul trecut, dar nu cred că anul trecut, cred că acum doi ani, spuneam o întâmplare că o fată a luat o carte de poezii și a citit o poezie, a mai luat o poezie, a mai luat o poezie și zice, a aruncat cartea că i s-a părut a fi plictisitoare, poeziile erau plictisitoare. Și s-a întâmplat că fata aceasta, la un moment dat, a fost invitată la o recepție, Uh, cineva a dat un dineu și a cunoscut acolo un tânăr foarte chipeș de care s-a și îndrăgostit un tânăr extraordinar și în vorbire și în atitudine și în caracter, uh, inima fetei s-a prins pentru tânărul acesta și mare a fost surpriza să afle că uh, el era autorul cărții de poezii, tânărul respectiv era autorul cărții de poezii ce credeți? A alergat acasă Într-un suflet, și a luat iarăși cartea, a deschis-o de data aceasta cu mai multă atenție, cu mai multă grijă și a început să citească iarăși poeziile de care s-a îndrăgostit. Și a declarat și prietenilor ei și celor din jurul ei că așa poezii minunate nu a mai citit niciodată, și aceasta pentru că fata a cunoscuse autorul. Atunci când cunoști autorul, uh, cuvintele cărții uh, devin uh, balsam pentru sufletul omenesc, devin, devin, alinare pentru sufletul omenesc. Când cunoști autorul, dragii mei, autorul acestei cărți este Dumnezeu. Și atunci când Îl cunoști pe Dumnezeu, te îndrăgostești de cartea aceasta. Și nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu decât citind cartea aceasta. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu decât rugându-te ca să-ți se descopere. Așa, de, atât de simplu este să uh, te rogi lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, aș vrea tare mult să te cunosc, aș vrea să-mi te descoperi, Doamne. Dumnezeu este real. Chiar dacă unii oameni cred că este la milioane de kilometri distanță, Dumnezeu este mai real decât vă puteți imagina. El este lângă noi. De multe ori. Îi vedem frumusețea, de multe ori îi vedem splendoarea, în lucrurile pe care le-a creat, în, în natura pe care a creat-o, în tot ceea ce există în jurul nostru. Privești câteodată, am fost două săptămâni în urmă în Bucovina și prietenii mei de acolo m-au dus într-o într poiană, într-un într loc extraordinar, verdeață, un râu curgea prin, prin mijlocul unui punii pădurice din astea extraordinar. Nici un sunet de sirenă, niciun un claxonat de mașină, niciun nimic absolut, niciun sunet de manele sau mai știu eu ce altceva. Splendoare. În splendoare aceasta îl vezi pe Dumnezeu. Dumnezeul acesta care ne-a creat, Dumnezeul acesta care și-a trimis singurul fiu în lume, și dacă am amintit de asta, dați-mi voie să vă spun tuturor iarăși că Hristos a înviat și este viu cu adevărat și e mare împărat și viața veșnică ne-a dat. Și îmi doresc atât de mult ca viața aceasta veșnică să o apuce fiecare dintre dumneavoastră. Viața veșnică este un dar, dragii mei, și o primești prin credința în Domnul Isus Hristos. Este atât de simplu. numai că noi oamenii complicăm lucrurile, ne-am făcut și ne-am format imagini greșite despre Dumnezeu. Povesteam nu de mult într-un loc că oamenii au intrat într-o religie și n-au intrat într-o relație și aceasta i-a făcut ca să aibă imagini greșite, imagini deformate despre Dumnezeul acesta care ne iubește enorm. Are așa o mare dragoste pentru creatura mâinilor sale. Are așa o mare dragoste pentru fiecare pământean, fiecare om pe care l-a creat și locuiește pe pământul acesta. Uh, nu se poate explica în cuvinte dragostea lui Dumnezeu. Nu poți, n-ai cum, nu găsești. Sunt săraci cuvintele, nu există vreo limbă în care să-l poți descrie pe acest minunat Dumnezeu care și-a dat singurul fiu, care a trimis pe singurul său fiu. În lumea noastră, ca să plătească pentru păcatele noastre. Cât de minunat este Dumnezeul acesta, care nu dorește nimic altceva decât să credem în El. Nu dorește nimic altceva decât să-L iubim cu toată inima și să iubim aproapele, ca pe noi înșine. Așadar, uh este atât de extraordinar și încă avem posibilitatea dragii mei să deschidem această carte, să deschidem Sfânta Scriptură, încă există posibilitatea aceasta, va veni vremea cu siguranță, va veni vremea când nu se, nu, mai, nu va mai fi nu vei mai putea să deschizi nicio Biblie, nu vei mai putea să să citești nicio carte pentru că vor strânge toate Bibliile uh, nici nu știu dar cred că e pregătită de așa o Biblie pe care ei au scris sau cum au vrut ei, se dorește formarea unui guvern mondial, se dorește o singură religie, se dorește un singur conducător, se dorește uh, control total. Și se va ajunge la asta. Mai devreme sau mai târziu, se va ajunge la asta pentru că uh, uh, nu există și nu este noutate. Tot ceea ce se întâmplă și se va întâmpla este scris. În cartea aceasta. De aceea, dragii mei, cât de bine ar fi ca să luăm aminte la cuvintele acestea, la cuvintele cărții acesteia, cât de bine ar fi să ne punem Sufletul la adăpost. Așa cum de sărbătorile acestea atâția oameni s-au îngrijit casa să arate bine, exteriorul să arate bine, masa să fie plină, cât de minunat ar fi să ne îngrijim ca Sufletul să ne fie frumos, Sufletul să fie împăcat cu Dumnezeu. Și n-ai cum. Nu există altă posibilitate decât citind cuvintele acestei cărți. Știți cuvintele Apostolului Pavel din Romani, capitolul 10, versetul 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Foarte interesantă întrebarea acestei stimate și distinse doamne de la brăila, mama Nica, cum îi spun eu, uh, cum ne închinăm? Cum, cum trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu? Și oamenii au fel și fel de, de forme, că să te închin lui Dumnezeu așa, că să faci semnul nu știu care așa, și tot felul de, de, de uh, imagine a oamenii despre această închinare. Dragii mei, te închin lui Dumnezeu cu viața ta. Atunci când, când uh, uh, vorbești frumos, prin vorbirea ta te închin lui Dumnezeu. Când hotărăști să spui adevărul, să nu minți, când hotărăști să fii om, te închin lui Dumnezeu, da? În fiecare zi noi ne închinăm lui Dumnezeu cu viața noastră sau ne închinăm celuilalt, da? Tot cu viața noastră. Minciuna, ura și așa mai departe aduce o închinare. Numai că este o închinare fie adusă lui Dumnezeu, fie adusă celui rău. De aceea am doresc atât de mult ca uh, toți cei care urmăriți emisiunea aceasta să fiți închinători în duc și în adevăr în Duh și în adevăr, adică să fiți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Că cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu se numesc fii ai lui Dumnezeu. Și în adevăr, adevărul este cartea aceasta, adevărul, dacă vreți, este Domnul Iisus Hristos, pentru că El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Uh, El este cuvântul, cuvântul este Domnul. Deci, uh, să ne închinăm lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și respectând cuvintele acestei cărți, respectând și împlinind cuvintele acestei cărți, ceea ce scrie în cartea aceasta. În felul acesta ne închinăm în fiecare zi lui Dumnezeu, nu prin anumite forme sau ritualuri. Oamenii cred că dacă împlinesc nu știu ce forme, nu știu ce ritualuri, ei să închină lui Dumnezeu. Acum eu nu vreau să intru în polemică cu nimeni, nu vreau să judec pe nimeni, dar Dumnezeu nu se uită la niciun fel de formă, nu la niciun fel de semn. Dumnezeu nu se uită la, la, la nimic altceva, Dumnezeu se uită la uh, ceea ce iese din lăuntru, Da, Din prisosul inimii uh, scoate omul uh, lucruri bune sau lucruri rele. Da? Din prisosul inimii. Deci, dacă credința ta este vie, este curată și Dumnezeu cu adevărat locuiește în interiorul tău, uh, gura ta va vorbi cuvinte frumoase și viața ta uh, va fi o viață frumoasă. Apropo, am avut o mare surpriză duminica aceasta care a trecut, o surpriză extraordinară am rămas atât de încântat și uh, poate îl găsesc uh, în fața micului ecran în seara aceasta sau poate va vedea în reluare. Uh, este un, uh, un fost coleg, dacă pot să spun așa, deși dumnealui era mai mare în grad ca mine. Uh, M-am dus la Târgu Bușor într-o într uh, biserică a unor credincioși acolo și mare mi-a fost surpriza să întâlnesc un fost coleg pe care, <coughs> sau cu care am fost uh, la poliție a transportului. Da, am lucrat o perioadă foarte scurtă la Poliția TF, da, Transport Ferovian, și uh, L-am întâlnit în această, în această biserică și m-am uh, încântat când mi-a spus că anul trecut uh, a avut așa în inimă să împlinească cuvintele Domnului Sus, a avut în inimă să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu și să uh, devină un copil al lui Dumnezeu. Ce frumos! Uh, mă bucur din tot sufletul uh, că l-am întâlnit. Uh, îl salut și pe această cale, pe domnul Vasile, cu soția dumnealui. N-am aflat nici n-am întrebat cum o cheamă dar uh, sunt suflete frumoase am văzut uh, pe chipul lor uh, faptul acesta și am văzut pe chipul lor că s-au întors din toată inima la Dumnezeu pentru că sufletul este uh, fața este oglinda uh, sufletului și am văzut că au un suflet frumos. Uh, se vede lucrul acesta pe chipul omului chiar uh, plimbându-mă în săptămâna trecută pe faleza Dunării am tras cu ochiul și am privit uh, fața oamenilor, foarte multe fețe încuruntate, unii continuă să poarte să poarte masca aceea, măcar că aș fi vrut să-i spun altfel, vreau să am respect, vreau să îi să, să respect pe oamenii aceștia, nu mai e nevoie să, să porți, nici n-a fost nevoie să porți așa ceva, dar iată cât de ușor pot fi spălați oamenii pe creier. Foarte interesant, asta mă, mă uh, uimește pe mine, că uh, o, oamenii dau anumite legi și ceilalți sau legiuitorii din țara aceasta, cei care sunt puși în funcție de conducere, dau anumite legi și oamenii de frică le respectă. Nu că ar vrea să le respecte, dar de frică le respectă. Dumnezeu a dat o lege și oamenii nu respectă. Cât de interesant. Da, ce interesant că oamenilor le e frică de oameni, dar nu le e frică de Dumnezeu. Nu e așa că este interesant, dragii mei. Nu e așa că stai și te gândești și te uimește lucrul acesta că atâția oameni au crezut minciuna aceasta și cred minciunile acestea care, care continuă să, să fie uh, propovăduite, cu ghilimele de rigoare, con, continuă să fie uh, uh, nu vine termenul acela să să li se facă reclama acestor minciuni și oamenii le cred. Chiar mă uitam și pe Facebook-ul acesta, nu-mi place mie deloc, dar mă uitam câtă dezbatere, unii pro, alții contra, nu știi ce să mai zici. Povesteam cu niște prieteni, au dat o lovitură fantastică. O lovitură care a reușit, pur și simplu, este spiritul Imperiului Roman. Divide et empera, adică dezbină și stăpânește. Asta au țintit, de fapt, prin tot ceea ce se întâmplă, să îi dezbine pe oameni și apoi să îi controleze. Și încetul cu încetul, spiritul acesta al Imperiului Roman renaște. Pentru că Eclesiastul, cartea care stă scrisă în Biblie, este scrisă de înțeleptul Solomon, zice că ce-a fost va mai fi, nu este nimic nou sub soare, renaște spiritul Imperiului Roman, Antichristul stă să apară, îl vom, îl vom vedea la un moment dat, este cel care va conduce acest guvern mondial, este liderul mondial, vom vedea. La momentul respectiv, când va apărea și va face promisiuni peste promisiuni oamenilor, desigur, în urma unor condiții pe care le va impune. Dar, Dragii mei, cât mai este timp, cât mai avem un gram de libertate, cât încă mai există libertatea aceasta de exprimare, vă îndemn cu toată inima mea, căutați-L pe Dumnezeu. Luați Sfânta Scriptură, dragii mei, deschideți cartea aceasta, întoarceți-vă cu toată inima la Dumnezeu, pocăiți-vă de păcatele dumneavoastră, adică schimbați-vă modul de a gândi, întoarceți-vă de la păcat la Dumnezeu, cereți lui Dumnezeu iertare, cereți lui Dumnezeu să vă mântuiască sufletul și El o va face. Dragii mei, haideți să ne apropiem de capitolul 17 din Evanghelia după Matei. Sunt lucruri frumoase aici și am să încep să citesc și așa cum am făcut-o de fiecare dată, acolo unde am crezut de cufință, m-am oprit și am explicat ceea ce autorul spune, prin lumina pe care am primit-o și eu din partea lui Dumnezeu. Citesc așadar capitolul 18 din Evanghelia după Matei. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Isus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copii lași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ce cuvinte extraordinare! Sunt cuvintele Mântuitorului, dragii mei. Eucenicii, curioși, se apropie de Domnul și îl întreabă cine, Doamne, este mai mare în împărăția cerurilor. Probabil că uh, vroiau încă de pe pământ să-și împartă funcții. Că așa este omul. Omul întotdeauna a căutat poziție, a căutat uh, favoruri, a căutat, uh, a căutat nume. Cine este Doamne cel mai mare în împărăția cerurilor? Și Domnul Iisus cheamă, mai întâi le spune, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, asta înseamnă pocăință. Da, asta înseamnă întoarce. Dacă nu vă veți întoarce, da? Dacă nu vă veți lepăda de voi înșivă. Și nu vă veți face ca niște copilași. Adică cum? Cum adică să ne facem ca niște copilași? Păi, dragii mei, acum eu am avut copii mici, da? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, au crescut, Dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră ați avut copii mici și ați văzut, ați observat și observăm un copilaj. Întrebare, are un și răutate? Vei vedea un copilaș care are răutate? Nu, are. Vei vedea un copilaș că este uh, egoist? Este invidios? Nu. Vei vedea un copilaj dornic de a se înălța, de a arăta el cine este? Mândria eu sunt, eu am. Nu. Nu. Vei vedea un copilaj uh, că uh, bârfește, că vorbește de rău, că uh, are atitudine pe care le au oamenii mari? Nu. nu. Un copilaș este un copilaș El se așează la sânul mamei, el uh, vine la tatăl când, întinde, când tatăl întinde brațele, inocență. Uh, vezi în copilașul acesta tot ceea ce este mai frumos dragoste vezi în copilașul acesta bunătate blândețe vezi în copilașul acesta dacă vreți îl vezi pe Dumnezeu asta vezi, asta vezi într-un copilaș și Domnul Iisus le spune dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu asta e condiția n-ai cum să scap de răutate n-ai cum să scap de ură N-ai cum să scapi de invidie, n-ai cum să scapi de neiertare, n-ai cum să scapi de bârfă, n-ai cum să scapi de, de uh, invidie, de pofte necovincioase, de, de dorința asta de, de, de a fi cineva. Dacă nu te întorci la Dumnezeu, n cum, este imposibil. Numai Dumnezeu poate transforma, poate schimba și vom sărbători peste peste câteva poate o săptămână și dacă nu chiar două săptămâni, vom sărbători cinzecimea sau cum spun credincioșii ortodoxi rosaliile, da? Adică coborârea Duhului Sfânt. Pentru asta coboră Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pentru asta a venit și vom vorbi într-o emisiune despre, despre importanța, despre lucrarea pe care Duhul Sfânt a venit să o facă. De ce a trimis Dumnezeu Duhul Sfânt? Ca să ne facă asemenea echipului Fiului Său ca să ne transforme, să ne, să ne vindece de răutate, să ne vindece de toate mizeriile care se găsesc în ființa umană. Omul a decăzut mai rău decât un animal. Da? În animale nu găsești de multe ori ceea ce găsești într-un om. Dar sunt animale care nu -și omoară Pui, iată că oamenii au ajuns să șomoare copiii. Sunt uh, animale care, care uh, nu uh, se omoară unele pe altele. Iată că oamenii se omoară între ei. Da. Omul este cea mai decăzută ființă și Dumnezeu vrea să-l reabiliteze. Dar trebuie mai întâi să ne întoarcem la Dumnezeu. Asta spune Domnul Iisus. Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Vedeți? Un copilaș are credință. Da? Mi-aduc aminte că uh, mă jucam și poate ați făcut-o și dumneavoastră, îl puneam pe, pe, aveam un șifoner în cameră, da, eu eram destul de înalt și îl puneam pe copilul meu acolo și îi spuneam, hai! Și s-a aruncat. <laughs> Fără nicio frică. A când a mai crescut, nu s-a mai aruncat. I-a frică. A, când era mic, 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 întindea mâinile el în gol. Știa că îl prinde tata. Dar nu avea nicio frică. Dragii mei, în felul acesta trebuie să ne aruncăm, trebuie să, să ne lăsăm în brațele lui Dumnezeu, cel care, care și-a întins mâinile de bună voie pe cruce ca să ne mântuiască. Nu vom intra în împărăția cerurilor dacă nu ne vom întoarce la Dumnezeu. auzi ce spune mai departe? De aceea oricine se va smeri ca acest copilaș, și repet, un copilaș n-are niciodată o dorință de afirmare, de înălțare, niciodată. Va fi cel mai mare în împărăția cerurilor și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. De aceea Dumnezeu condamna avortul. De aceea să faci avort, adică crimă, este un păcat groaznic. Ați auzit? Oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, atunci când, când, vine pe lume un copilaș și îl primește, îl lași să vină la viață, tu îl primești pe Domnul Isus. Și a spune Biblia aici. Și oricine va primi un copilaj ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atâne decât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Cât de atenți trebuie să fim! Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. De așa, dragii mei, este atât de important să ne trăim viața în fiecare zi în dependență de Dumnezeu, având ochii ațintiți asupra Lui. Da? Adică, uitându-ne atent în cartea aceasta, să vedem cum a trăit Isus, pentru că Evangheliile descriu viața Domnului Isus. Ne arată Evangheliile, ne arată cum a trăit Domnul Isus pe pământul acesta, ca să putem să călcăm pe urmele Lui. Va zice cineva, să poate? Sigur că să poate. De aia a fost trimis Duhul Sfânt. Dacă Domnul Isus s-a smerit, da? El nu a venit în lumea aceasta. A fost singurul om născut prin femeie, da? fără intervenție umană, ci divină. Știm cu toții că Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Nu cum poate spun unii sau alții că nu. A fost intervenția lui Dumnezeu. Și Isus a venit în felul acesta în lumea aceasta. Și a fost singurul om născut pe pământ care a fost întrebat unde vrei să te naști? L-au întrebat. când sfatul ăsta s-a făcut în cer. Da? Și Domnul Iisus a ales cel mai umil loc. Cel mai... Un, o iesle într-un graș. A, a ales cea mai umilă familie. Familia lui Iosif și Maria. Cea mai săracă familie din Nazaret. Iată că Iisus s-a smerit. A, dacă El s-a smerit, pot să mă smere și El. Și chiar vorbeam cu, cu uh, un amic care a ieșit din penitenciarul din Galați și căruia îi spuneam despre uh, felul în care îl poți atrage pe Dumnezeu spre tine sau îl poți convinge pe Dumnezeu să binecuvinteze viața ta, să te lepezi de, de tine însuți, să, să renunți să crezi, să mai crezi că ești ceva una la mână, doi, să renunți la a mai face ceea ce îți trece prin minte, ci să spui, Doamne, nu mie, nu eu, pe tine vreau să te înalți, nu pe mine, nu, nu, interesele mele, ci, Doamne, pe tine vreau să, să te binecuvintez, vreau să fac ceea ce tu vrei să fac. Că așa a spus Domnul Isus, nu fac nimic de la mine, tot ceea ce fac, fac tot ceea ce îl văd pe Tatăl făcând și spunându-mi să fac. Asta înseamnă să te lepezi, să te smerești. Da? Asta înseamnă să te lepezi de tine însuți. Și spune mai departe, acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie l și leapă de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Domnul Isus duce lucrurile aici la extremă. Nu că dacă păcătuiești trebuie să stai mâna sau să-ți scoți ochiul, că spune mai departe. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intre în viață orb, numai cu un ochi numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fie aruncat în focul gheienei. Domnul Iisus folosește aici hiperbola, adică o vorbire dusă la extremă ca să arate gravitatea păcatului. Domnul Iisus spune aici, mai bine ai face asta decât să păcătuiești. Nu înseamnă că dacă ai păcătuit trebuie să stai mâna sau trebuie să-ți scoți ochiul, da? Nu poate nimeni, pentru că Domnul Iisus vorbește aici exact cum le-a vorbit fariseilor stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica iarăși. Și fariseii au crezut că Domnul Isus vorbește despre templul de la Ierusalim. Nu, Domnul Isus nu vorbea despre templul de la Ierusalim, vorbea despre templul trupului său. Iarăși a folosit hiperbola acolo. Da? Și aici folosește hiperbola, cuvântul acesta dus la extremă, ca să arate gravitatea. Cât de grav e să păcătuiești? În așa fel încât, încât mai bine ți-ai tăia mâna decât să păcătuiești. Mai bine ți-ai scoate ochiul decât să păcătuiești. Atât de grav este păcatul. Și, dragii mei, noi nu conștientizăm lucrul ăsta. Dar uitați-vă, dumneavoastră, că pentru păcatele noastre a plătit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin moarte groaznică, moarte de cruce, moarte prin răstignire. Atât de grav a fost păcatul, au fost păcatele omenirii. Și de multe ori noi glumim, noi ne jucăm cu păcatul. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeți? Dacă un om are o sută de oi și sărătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească adevărat, vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăcisele. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Acum vreau să vă rog frumos să fiți atenți. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși. Pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dragii mei, care doi sau trei? Doi sau trei care au aceeași țintă, Doi sau trei care cred, așa cum spune Biblia. Nu unul crede într-un fel, altul în alt fel, nu? Dacă doi se învoiesc pe pământ, vorbește aici de doi oameni credincioși care au aceeași țintă, care cred în Domnul Isus Hristos, care s-au pocăit de păcatele lor, care au renunțat la mai Păcătui, la mai avea un mod de viață continuu a păcătui, care s-au întors cu toată inima la Dumnezeu. A oamenii aceștia, când se roagă, Dumnezeu din cer ascultă. Atunci, Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori, Iisus i-a zis: Eu nu zic până la șapte ori ci până la 70 de ori câte șapte. De aceea, adică iartă continuu, da? Iartă continuu, iartă, iartă, în mod continuu, iartă. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarșii lui de slujbă, care era dator, 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi dator. Tovarșul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngădui mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarșii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, Rob Viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă mai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarșul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și el l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și tatăl meu cel din ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Dragii mei, am mai vorbit despre iertarea pe care trebuie să oferim aproape lui nostru. Vedeți dumneavoastră cât de important este să ierți din toată inima. Da, dar mi-a făcut, da, dar mi-a luat, da, dar a Indiferent ce ți-a făcut. Nu există om pe pământ care să greșească față de alt om cum greșește față de Dumnezeu. Nu există. Noi, niciunul dintre noi nu greșim unii față de alții cum păcătuim față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să se socotească în euro sau în lire sterline, dacă vreți, păcatele pe care le facem față de Dumnezeu și pe care le facem față unii, unii față de alții, care credeți că ar fi datoria cea mai mare? Păi normal că față de Dumnezeu. Față de Dumnezeu păcătuim zilnic. Și atunci, dacă eu am rugămintea, dacă am, am uh, dorința și am uh, rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă! Și Dumnezeu spune, bine, te iert. Dar tu ierti pe aproapele tău? Câți dintre noi oare nu ținem în inimă pe unul și pe altul? Nevrând să mai vorbim. Și dacă ar fi vorba aici de prieteni, nu că nu ar fi important, dar am auzit de părinți care nu-și iartă copiii. Că au greșit nu știu ce. Sau am auzit de copii care nu-și iartă părinții. să grav, dragii mei. E grav. Tu, dacă ești copil, adu-ți aminte că părinții tăi s-au chinuit cu tine. S-au chinuit să te crească. Au vegheat niciodată un părinte, un copil. Nu poate să îngrijească de un părinte cum îngrijește un părinte față de copil. Niciodată. Niciodată. Am văzut și am auzit și aveți exemple de copii care au preferat să-și ducă părinții la azil. Că au paralizat, că n-au timp, că nu pot, că nu știu ce, că nu știu cum. Niciodată un părinte nu-și va da copilul la o casă de copii, că nu mai poate să-l îngrijească. Niciodată. Și vorbesc aici, bineînțeles, de oameni responsabili, da? Dar vedeți, dumneavoastră, copiii fac asta cu părinții. Părinții, niciodată, cu copiii. Ei, vedeți, dumneavoastră, oare cât să fi greșit un părinte față de copilul lui să nu-l poți ierta? Cât? Este valabil și invers. Și părinții trebuie să-și ierte copiii din toată inima, ca și ei la rândul lor să fie iertați de Dumnezeu. Noi vrem ca Dumnezeu să ne ierte. Cu alte cuvinte, noi vrem ca Dumnezeu să facă pentru noi ceea ce noi nu putem să facem pentru alții. nu merge. Nu se poate. Când Dumnezeu vrea ca, când tu vrei ca Dumnezeu să te ierte, trebuie la rândul tău să ierți. Am încheiat capitolul 18 și am să citesc. Cred că îmi permite timpul să citesc și capitolul 19. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în Ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și ca să-l ispitească, i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis, oare n-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a preunat Dumnezeu? Omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a răspuns, din pricina pietrii inimii voastre, inimilor voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Sunt Domnului Iisus. Oameni care divorțează și care nu le mai place că s-a îngrășat, nu le mai place că nu știu ce și ia pe alta de bărbat, de soție. Nu merge. Încă o dată vă citesc. Eu însă vă spun și scovintele Mântuitorului că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă prea curvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Ucenicii lui i-au zis, dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El le-a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le-a fost dat. Fiindcă sunt fame care s-au născut așa din pântecele maicii lor, sunt fame care au fost făcuți fame de oameni și sunt fame care singuri s-au făcut fame pentru împărăția cerurilor. Adică cei care nu pot avea copii. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Și Iisus le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Atunci s-a apropiat de Isus un om și i-a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică. El i-a răspuns, de ce mă întreb? Ce bine! Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Isus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vin ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, la oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Acum, vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus a pus la încercare pe tânărul acesta care avea multe avuții. Și a vrut să vadă dacă inima lui este legată de avuțiile acestea. Nu că Domnul Iisus i-a spus, uite, vinde tot ce ai și tu rămâi un sărăntoc sau un sărac și gata, nu i-a spus așa ceva. Domnul Iisus a vrut să vadă de ce este legată inima lui. Că dacă el spunea, Doamne, cu bucurie fac lucrul ăsta, atunci Domnul Iisus îl primea exact așa cum este. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu uneori Binecuvintează și îngăduie ca oamenii să aibă mai mult decât le-ar trebui, dar atunci când inima acelui om este lipită de Dumnezeu, el nu-și folosește bogățiile acelea doar pentru a-și satisface dorințele lui egoiste, ci pentru a ajuta, ci pentru a face bine și altor oameni. Că dacă Dumnezeu ți-a dat. Mai mult decât îți trebuie. Ți-a dat ca ochii tăi să fie deschiși și la nevoile altora. Da? Și la nevoile altora. Dar sunt oameni care sunt legați de avuțiile lor. Sunt oameni care sunt prinși de avuțiile lor. Și oamenii aceștia, uh, uitați-vă ce spune Domnul Isus, mai bine ar intra, uh, mai degrabă ar intra în o cămilă prin urechea acului decât un bogat în împărăția cerurilor. Ce e interesant. Un bogat în sensul de a avea inima legată de bogățiile aceste. Da? Că sunt oameni și am cunoscut oameni și cunosc oameni care sunt bogați. Au. Dar uh, inima lor nu este legată de bogățiile aceste. Oricând, oricând ei se pot despărți, oricând își pot dezlipi inima de bogățiile acestea și oricând pot accepta cu bucurie să le și piardă. Da, un astfel de om este binecuvântat de Dumnezeu. Să mai citesc și versetele acestea. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Isus le-a răspuns. Adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al împărăției sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții, seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Acum, dragii mei, când Domnul Iisus spune uh, oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată nu se referă la a -i abandona, cum din păcate foarte mulți oameni înțeleg greșit. Și merg pe un vârf de munte și acolo își trăiesc viața. Nu asta a vrut să spună Domnul Iisus. Unii oameni înțeleg eronat că trebuie să se izoleze de lumea în care trăim. Asta este greșit. Nu. Ci a nu mai fi de acord cu viața lor stricată, a nu mai lua parte la, la lucrările lor, dacă vreți, pe care le fac fără Dumnezeu. Da? Dacă eu am hotărât. Să-l slujesc pe Dumnezeu, dar tatăl meu, sau sora mea, sau fratele meu, zic, lasă-ne, domnule, pace cu Dumnezeu. Noi vrem să ne distrăm, noi vrem să mâncăm, să bem, să, să, să. să. Mm -hmm. Dragii mei, trebuie să ne ținem de Dumnezeu în cazul ăsta. Să-i lăsăm pe ei în pace. Nu că atunci când avem prilejul să-i ajutăm, sau dacă se ivește o ocazie în care ei au nevoie de ajutor, noi să le întoarcem spatele, nici vorbă să-i ajutăm, dar să nu participăm la viața lor destrăbălată fără Dumnezeu. În sensul acesta, spune Domnul Iisus, oricine a lăsat, aia, 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 va avea însutit mai mult. Dragii mei, este atât de frumoasă viața cu Dumnezeu. Atâta bucurie, atâta pace, atâta liniște, atâta siguranță, atâta încredere, Îți aduce credința în Dumnezeu. Cât de minunat să fii un copil al lui Dumnezeu. Și aceasta vă doresc din toată inima și dumneavoastră. Orice om, încă o, dată o spun, nu există om pe fața Pământului care să dorească cu toată inima să își mântuiască Sufletul, să aibă păcatele iertate. Să devin un copil al lui Dumnezeu. Să primească în dar viață veșnică. Nu există să dorească asta și să nu poată. Nu există așa ceva. Dar, dragii mei, pentru asta trebuie să facem pașii. Pentru asta trebuie să împlinim ceea ce este scris. Nu ceea ce am auzit de la unii de la alții. Asta e marea problemă a oamenilor. Atâția oameni, așa am apucat. Așa mi-a spus bunicul o fi spus bunicul și îi fi apucat ce i-a apucat. Pe mine mă interesează ce spune Biblia, ce spune cartea. Apostolul Pavel zice, fraților, să nu trecem peste ceea ce este scris. De aceea, dragii mei, Biblia este, dacă vreți, detectorul fiecărei credințe pe care oamenii au inventat-o. Sau unii oameni au inventat-o. Atâția oameni care au credința aia, au credința aia, au credința aia, au, uh, auzeam pe cineva, n-am să pronunț uh, numele că nu vreau ca să, dar auzeam pe cineva, credința X este adevărata credință care te mântuiește. Nu, nicio credință nu te mântuiește, indiferent cum se numește aia. Doar credința în Dumnezeu, așa cum spune Sfânta și dumnezească Scriptură, doar la aceia te mântuiești. Ce scrie în Biblie, aia trebuie să faci. Ce scrie în Biblie, aia trebuie să împlinești. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Dragii mei, până săptămâna viitoare, când nădăjduiesc să am și un invitat, vă doresc din suflet binecuvântarea lui Dumnezeu. Și așa cum deja v-am obișnuit, dragii mei, faceți tot ce vă stă în putință să fiți oameni și nu putem fi oameni decât având o credință curată vie în Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze România și multă sănătate vă doresc. Doamne ajută.